Fotbaliștii Petrolului sunt tensionați din cauza situației în care se află echipa. La conferința de presă desfășurată astăzi, Pulhac și Gavrila au recunoscut că există o stare de nervozitate și neliniște în cadrul echipei. Ambii jucători spun că singura scăpare din această situație este victoria. Un alt motiv al nervozității este atitudinea arbitrilor față de ei. Cei doi fotbaliști și coechipierilor au simțit că fluierașii îi tratează anormal. Sper să câștigăm, trecem de hopul ăsta care ne, nu știu, ori ghinion, ori așa ceva, nu am pomenit de când n-am văzut așa. Eu nu putem câștiga, în primul rând, de un campionat care e puțin mai slab ca alții ani. Acum o spun din postura unui jucător care vine de la Dinamo. Arbitrii mă respectau mai mult acolo. Acum le-am spus că a fost un hands pe 16 metri și îmi spune că nu le vede pe toate. Nu mi se pare o explicație corectă pe care trebuie să mi-o dai. În plus, Petrolul echipă mare. Și situația financiară echilibrează psihicul jucătorilor, iar Schumacher anunță că din acest punct de vedere, cardurile sunt alimentate, chiar dacă diferențiat. Astăzi, cei 6 jucători vechi trebuie să-și primească restanțele de 2 luni de zile, iar cei 15 fotbaliști noi sunt cu banii la zi. Schumacher nu se teme de zvonurile privind demiterea sa și susține că, indiferent de situație, își va face treaba până la sfârșit. Dacă la un moment dat o să am 5-6 înfrângeri, la un moment dat o iau eu singur pe aici, mă duc și las și mașina și las și bagajele. Vă dați seama că nu-mi convine și mie ca și persoană, că nu am fost onorecare. Oriunde am fost, am încercat să muncesc, am încercat să-mi fac treaba. Pentru a dispune de cele mai bune condiții, echipa va avea parte de un gazon foarte bun. În această seară, utilajele vor începe să lucreze la covorul verde, ce va fi refăcut până pe 12 martie, atunci când va avea loc prima partidă din play-out pe Arena Ilie Oana.